Coronavirusul este o foarte gravă amenințare pentru omenire, a declarat Organizația Mondială a Sănătății prin directorul ei despre epidemia din China, acum când numărul deceselor a depășit 1300, iar luni au murit pentru prima dată mai mult de 100 de oameni într-o singură zi. În acest video îți explic în ce stadiu este vaccinul dezvoltat pentru noul coronavirus, îți arătăm cele mai importante 10 lucruri la zi pe care trebuie să le știi despre epidemie, inclusiv unde să găsești informații de la oficialitățile românești despre ce trebuie făcut în cazul în care virusul ajunge și în România. Abonează-te și dă click pe clopoțel dacă vrei să afli informații despre sănătate pe limba ta cu informații validate medical, pentru că începe top 10 despre coronavirus și bonus 3 glume că și alea sunt foarte bune. Primul lucru de ținut minte este puterea impactului unei epidemii. Acum 3 săptămâni erau 280 de cazuri, astăzi peste 60.000. Pe 20 ianuarie erau 6 de cese, astăzi 1.364. Cu aceste cifre, situația depășește atât ca îmbolnăviri cât și ca victime SARS, precedentă a epidemie plecată tot din sudul Chinei, tot de la un coronavirus, acum aproape 20 de ani. Dacă vreți să vedeți cum au evoluat în timp, pe zile, cazurile, puteți găsi pe internet, am pus linkul în descriere, această situație grafică elocventă. O hartă foarte explicită este cea a renumitului centru medical Johns Hopkins, ai și linkul către ea tot în descriere. Hai să vorbim despre vaccin. Suntem la patru săptămâni de primele teste. O mulțime de echipe de cercetători lucrează simultan la asta. Ce se întâmplă spectaculos și istoric în aceste zile este că urmarea inovațiilor din medicină, metoda de lucru s-a schimbat total. Simplis, până acum izolai virusul, îl înmulțeai în laborator, făceai cumva să nu se mai poată înmulți în continuare și după perioada de teste îl dădeai pacientului. Problema cu coronavirusurile este că se reproduc extrem de greu în laborator. Apelând la o metodă nouă, australienii au anunțat deja că au au reușit să replice virusul în laborator și sunt la 4 săptămâni de când vor începe testele. E o veste senzațională, dar doctorul Sandra Alexiul, medicul de familie și membru al Societății Europene de Boli Infecțioase Pediatrice, ne aduce cu picioarele pe pământ. Testele pot dura până la 4 ani. Un intermezzo comic, ca să nu ne încrâncenăm în prea tare, explozia interesului despre coronavirus a dus o mulțime de dezorientați și la berea corona. Căutările pentru termenul bere coronavirus au crescut cu 3200%. Probabil știți deja poanta cu ce merge cel mai bine o bere rece coronavirus cu o felie de boală lime. Noul coronavirus are acum un nou nume oficial, COVID-19, l-a botezat Organizația Mondială a Sănătății. Vine previzibil de la corona, co, virus, vi, d, de la disease, afecțiune, boală în englezește și 19 de la 2019, anul în care a apărut, pentru că da, primul infectat cu noul coronavirus a fost la început de decembrie. Numele oficial vine să-l înlocuiască pe cel cu care v-ați obișnuit în social media 2019 NCOV, care de fapt e același lucru în altă ordine. 7. Epidemia afectează grav economia Chinei, a doua putere mondială, și o va afecta și pe cea a lumii, rămâne de văzut în ce măsură. IKEA a închis toate cele 33 de magazine din China. Starbucks, McDonald's, Tesla, Volkswagen, Toyota, Foxconn, locul unde se asamblează iPhone-urile, au și ele magazinele și fabricile închise. Bursa a pierdut 10% la redeschiderea de după vacanța de 9 ani chinezesc. Ca să-și protejeze moneda, yuanul, chinezii au anunțat că vor injecta. 175 de miliarde de dolari în economie. Asta e cam cât PIB-ul României pe 9 luni. Știu că pare departe și nu se vede prea bine cum ne poate afecta pe noi, dar acum o săptămână Hyundai, cel de-al cincilea mare fabricant auto al lumii, a anunțat că va opri producția la o fabrică din propria lor țară, Corea de Sud, pentru că le lipsesc piesele care se făceau în China. Așa că dacă nu credeți că ne afectează și pe noi, întrebați-i pe cei care au standuri în Dragonul Roșu câtă marfă comandată din China le-a mai venit în ultimul timp aproape deloc, iar efectul imediat e mărirea prețurilor pentru marfa existentă. 8. Situația în epicentrul epidemiei nu-i deloc dătătoare de speranță. Camioane pulverizează zilnic în orașul Wuhan, un praf misterios, probabil un dezinfectant. Oamenii sunt la capătul răbdării, toți cei peste 1200 de medici ai orașului lucrează la foc continuu și le sunt trimiși psihologi în ajutor. Aparatul de stat face ce știe. Primul secretar al regiunii și responsabilul pe sănătate au fost demiși în comitetul de partid pentru neglijență în serviciu în legătură cu donațiile. La Wuhan merg în permanență profesioniști în sănătate. Iată aici o fotografie cu o echipă de asistente medicale care se tund în cap ca să reducă riscul de contaminare. 9. O aplicație de telefon chinezească îți spune dacă ai intrat în contact cu un bolnav sau cu un suspect de coronavirus. Asta e ceva care se poate întâmpla numai în China, dar cum ei știu cine și cu ce CNP a traversat intersecția cu tare sau a mers cu autobuzul cu tare, dacă îți propriul CNP în aplicație, ea știe pe unde ai umblat și verifică dacă pe acolo, odată cu tine și mai aproape de 2 metri, a fost și un purtător de virus. Și 10, hai să fie din nou distractiv, toată lumea speră că n-are cum să reziste prea mult virusul ăsta, fiindcă e fabricat în China. Mulțumesc că te-ai uitat, abonează-te și apasă clopoțelul dacă ți-a plăcut, iar dacă ai obiceiul de a sparge bulele de plastic din folii, ai grijă că aerul ăla e din China. N-am uitat, locul unde sunt informațiile în românește sunt pe site-ul Institutului Național de Sănătate Publică. Vorba lui Vlad Mixici nu sunt în cel mai prietenos și ușor de înțeles format, dar le găsești. Am pus linkul în descriere.